Și bine ați la un nou episod Supreme.com cu ăsta de vă încolo. Nu mă întâlnesc de Matei. Să zgudie masă. Matei, treci odată, lasă scaunul. Cel mai stupid dintr-o vreodată. Ok, explică-ne, Matei, ce facem astăzi. Nu te salutat. Salut. Astăzi o să facem un sketch cu șef la cuțite. O să începem, uitați la creai... Ai bă! Follow Antonio Neag, Antonio Neag legat, Matei Duma... Cu spațiu, bă și dă, cu literă mare, bă și dă mare. Ok, revenim când începem, pa! Bun, deci dacă o să fie aici, o să-l auzim pe Matei cum gătește. Am ieșit zbuduie masă, oh my god. Avem cuțitul de... nu avem cuțitul de aur. Fa bă, da, l-avem. Cuțitul de aur. Și să vedem dacă o să înceapă. Când o să se miște banda, o să începem. Ok, se mișcă banda. Uiteți-vă aici, începe banda. Ok. Bun, să mergem asta. Bun. Are gust de prăjitură, deci miros de prăjitură. Mă tăiesc de acolo la telecamerelor. Matei l-a făcut. Deci mă jur, deci eu nu l-am ajutat, maica mea nu l-a ajutat, maica s-a nu l-a ajutat. Sunt extrem de curios cum l-a făcut. Eu poate l-a ajutat așa un pic la cremă și la design, dar în rest pun pariu că l-a făcut singur. Așa, nu știu ce Dumnezeu face, mă tăi acolo, dar râde singur. Ok. Dar miros de prăjitură. Bun! 3, 2, 1! Mamă! Uitați-vă ce frumusețe avem noi aici. Avem aici lingurița. Da? Aici e lingurița. Hai să o gustăm. Sex. Trebuie de curios cum are gustul. O să începem cu frișca asta. Începe cu asta. Mă mir. Cât de mult a avut Matei. Extrem de foarte bună. Bip! Ok. Ok. Bă, mie îmi place gustul. Am pus un gust pe pauză că Matei, nu știu, îi se întâmplă ceva. Doar un morta și chestii de-astea. Și acum, am mănânc și cu vișine sau chestii astea. O să gust acum. Revenim imediat. Bun. O să mai gustăm așa un pic. Ok. Îmi place foarte mult compoziția. Oh my god. 3 minute în care râdem non-stop. Ok, continuăm aici. Foarte bun. Dăm cuțitul. Foarte, foarte bun. Îi dăm cuțitul de aur. Cuțitul de aur este ăsta. Bine. Okay. Hai să vedem dacă o să-l chemăm acum să vină. Bună! Haideți aici să împing această chestie. Domnul? Bună ziua! Haideți aici să vadă telespectatorii. Bună ziua! Stați aici, o să vă trag un scaun. Bună ziua! Deci dumneavoastră ați pregătit această minunată mâncare. Da, este o prăjitură. Foarte, foarte bună. Îmi place extrem de mult.
După miros mi-am dat seama că o să fie cu vișine și cu de-astea. Foarte bună. Și așteptați votul, nu? Da, și să vă spun câte le-am. Câte le aveți? Cum vă cheamă? Mă numesc Matei. Frumos. Și am 18 ani. Mulți înainte. De când te ocupi cu bucătăria? De vreo 2-3 ani, 2 ani jumate. Am înțeles. Și părinții sunt de acord cu alegerea făcută. Oftim? Cu alegerea făcută. Da. Da. Dacă știam, unde îmi place foarte mult. Unde unde sunteți șef, bucătar sau bucătar? Aici în București sunt. Da. Cel este lângă, aici unde se filmează. La un restaurant, aici? Da, aici, aici un restaurant. Restaurantul Bonafaci, o suspect? Da. Am înțeles. Bun, să sperăm că ne-am calmat. Nu m-am calmat. Bun. Deci mie îmi place foarte mult această farfurie. Las-o acolo, mulțumesc. Mi-e place foarte mult această farfurie. Și puteți să închide ochii pentru a vă da premiul. Dacă o să fie un premiu. Dacă. Îs curios dacă am luat cuțit sau nu. Sunt foarte curios. Mie nu mi-a prea plăcut farfuria dumneavoastră, deci să sperăm. Eu nu cred că v-am pus cuțit, dar o să vedem. Cred că da, pentru că zis la început că vă place, dar să vedem. Să vedem, poate a fost doar o glumă. Poate ziceți voi, dar ceilalți votează. Da. Să vedem. Foarte multe emoții. Închide ochii, închide ochii. Foarte multe emoții. Ați câștigat cuțitul de aur! Sunteți în echipa mea! Șef Florin Scărlătescu are încă un minunat nou șef în bucătăria sa, galbenă! Îl accept. Nu, îl refuz. Puteți să-l deschideți, să vă uitați la el. Și trec direct în echipa dumneavoastră. Da, cu asta mergeți direct în finale. În finale? Da. Și este doar unul? Adică, este doar un cuțit? Da, câte cuțite sunt? Fiecare șef are câte un cuțit. Și fiecare poate să folosească cuțitul. Și ceilalți mai aveau cuțitul. Da, ceilalți au cuțite. Și ceilalți vreau să dea sau doar... Da. Dar eu vi l-am dat din plin, îl meritați. Cum vă simțiți în acest moment? Foarte bine că am câștigat acest cuțit de aur și de-abia așteptăm finala să ajung și sper să și câștig această finală sau semifinală, depinde unde mă duce acest cuțit. Să sperăm că o să vă ducă cât mai departe. Dacă v-a plăcut această mică, nu pot să numesc mică, dar cât de cât încercare de a fi în șef la cuțite, like-uri foarte multe, cu siguranță să fie multe dislike-uri. Colegilor, știu că deci n-am avut altă idee. Okay? Deci n-am avut altă idee să filmez. Pentru că n-am mai filmat de mult. Ne-am uitat în comentarii și ne-am spus voi. Ne-am uitat clipul și mai vechi, ne-am uitat. Vă rog frumos să mă iertați că n-am mai postat de ceva timp, dar mi s-a stricat telefonul și chestii din astea. Deci dacă au avut acest episod, vă rog frumos să lăsați like-uri foarte multe. Like-uri foarte multe, acolo sunt în descriere. Vă rog și tu, Matei, gata. Mi-a plecat din mine. Rămâi numai tu. Pa! Am plecat de aici, Matei, închide. Matei, oprește episodul, eu mă duc de aici. Pa!